Uite. Ceva frumos. Salutare, prieteni! În ultimele clipuri pe care le-am postat la Clean, m-ați văzut pescuind în locuri destul de dificile. E bine, pentru astăzi am pregătit un pârâu și mai dificil decât acelea. Aici apa este foarte mică, nu are o adâncime foarte mare. Sunt foarte mulți copaci pe malul acesteia, foarte multă vegetație. Practic, un ansamblu de elemente care ne vor transforma partida într-una destul de tehnică. Dar cu toate astea, sperăm să ne adaptăm situației și să reușim să prindem 2-3 cleni. Alte specii de pești nu știu să fie în pârâul acesta. Vremea e una destul de faină. Afară sunt în jur de 8 grade. Soarele ne încălzește și el puțin. Hai să ne apucăm de treabă și să vedem dacă reușim să prindem și 2-3 pești. Să încerc să mă apropii de apă. Va trebui să fac lucrul acesta foarte, foarte ușor. Altfel clenii vor simți prezența. O să pescuiesc cam toată ziua pe gume, pentru că e și destul de rece afară și cred că gumele se pretează cel mai bine în astfel de situații. Voi folosi pentru început o gumă de la Owner, Rock and Bait. Cu ea am prins destul de bine ultimele partide, doar că pe altă culoare. Astăzi voi vrea să încerc și albastrul acesta cu glitter. Ca jig folosesc o greutate de 0,8 grame. Cam așa ar trebui să arate neluca mea. Bun. Sperăm să fie suficientă pentru apa de aici. Să nu fie totuși prea mare. Dar dacă e prea mare, mai schimbăm pe parcurs. Hai să ne apucăm de treabă. Încerc să mențin neluca cât de mult pot pe substrat. Nu o recuperez cu viteză foarte mare. Recuperarea să fie cât mai lentă. Pentru că o nălucă prezentată agresiv în perioada asta anului am observat eu că mai mult sperie peștii decât îi atrage. De aici se pare că castorul s-a apucat de frișări. Urme proaspete de castor. Nici pârâul acesta nu duce lipsă de ei. Se vede cum a băgat dinții cum a rost cu dinții din copac. Până la dărâmat. Interesant. Hai să mai continuăm pe apă. Uite, aici chiar e un baraj de castori. Să încerc un amontă de el. Pentru că în aval apa este mică. Hai să vedem. Da, am avut atac. Am avut atac, dar cred că era unul micuț. După cum a atacat. O să mai fac o lansare. Chiar sub copaci acolo ar trebui să stea. Este unul? Ia uite-l. Un clenuț. Un plenuț micuț. Micuț, micuț. Da. Cam asta e. Hop, mi-a și fugit. Hai, s-a dus în apă. Să mai fac o lansare aici, în zona asta. Este. Oh, frumos! Pare o idee mai mare asta, ia să vedem. Este sau nu este mai mare? Oh, unde te duci? Mă încoace? Uite, de ce ziceam că e foarte dificil printre crengi. S-a dat peste creanga aia și hai că reușesc să-l scot. Da, uite-le! Oh, frumos! Foarte fain! Da, un clean. Un clean mai sănătos un pic. Ce bine înghițit. Cred că o să am nevoie de forfecuță. Da, să nu-l rănesc. Hai!
Sper că m-am lansat tot aici în locul ăsta. Să vedem dacă mai e ceva. Uite, încă unul. Hop, hop, hop. A scăpat. Ideea e că n-am simțit când a atacat. Atacă foarte, foarte anemic. Și nu reușesc să-i înțep prea bine. Mai mult de atât, sunt și niște frunze pe apă care cumva mi îngreunează situația. În momentul când firul atinge frunza, destul de greu să-l înțep, uite. O, ăsta frumos. Frumos. Asta trebuie să am grijă. Uite că s-a și băgat în crengi. Hai, încoace. Hai să văd, îl scot sau nu îl scot pe ăsta. Uite că văd acolo jos. Hai că reușesc să-l scot. O, ce frumos e. Da. Superb, superb, superb. După ce am scăpat unul acolo, am reușit să iau unul destul de fain. Are în gură guma. Bun. Hai să îl eliberez aici. Frumos. Foarte frumos. O să-l țin câteva secunde să-și revină. A fugit. Super. Frumos. Hai să mai continuăm un pic. Echipamentul pe care îl folosesc astăzi este cel de dățile trecute de la Clean, o lansetă de la Quantum, Magic Trout Bloody Sword, de 2 metri, cu o putere de aruncare între 0,5 și 6 grame, o mulinetă de la Dam, un Quick 3 mărimea 2000 și un fir de 0,14 de la Owner, Broad Fluorine Treated. Toate aceste detalii le veți găsi și în descrierea clipului. Voi alterna un pic culorile și voi băga și un twister alb, tot de la Owner, tot Rock and Bait, doar că altă culoare. Să vedem dacă pe el avem ceva atacuri. Este încă unul. Hop, ia uite-l. Încă un clenuț. O mărime potrivită pentru apa asta. Hai, fugi. Da, este. Oho, frumos. Ha, uite-l. Chiar din fața crenge a ieșit. O idee mai mare asta. Un clear mai frumos. Chiar interesantă mărimea pentru părâul ăsta. Aici. Bun. Dacă a fugit. Și să mai facem două lansări în zona asta. Și un pic aici sus. În sus de baraj. Am avut atac. Uite-l. Uite unul. Micuț. Hai, sus. A, de fapt nu chiar așa micuț. Da, nu chiar așa mic. Un clean, un ușel. O mărime medie. Hai să dăm drumul. O, este. Stătea cu ea în gură. Hop, sus. Da, frumos. Cum ziceam, din mal, fix din malul opus a ieșit. Da. Cam asta e. Acceptabil. Acceptabil și asta. Fuge.
ascunzi de aici. Uite. Încă unul. Încă unul. Și mai avusesem o urmărire acolo. Aceeași mărime medie. Hai, fuge. Încerc o lansare și pe sub copac. Cam acolo. De acolo ar trebui să iasă ceva. Uite! Cât de mult contează o lansare bună. De fapt, asta e și cheia în astfel de locuri. Lansarea e cea mai importantă. Ăsta e crănuțul. Fugi. Uite. Am scăpat. O, este. Ha, ha. O, ia uite biban. Ziceam că numai cleană am prins aici pe părăul acesta, dar a venit rândul să prind și un biban. Deși suntem aproape de izvoarele părăului pe care pescuim și suntem la o latitudine destul de mare, am reușit să prindem și un biban. Mai ajuns aici am atât. Hai să-i dăm drumul. Bun. Uite. Ceva frumos. Clean. Hai sus. Sus cu tine. Da. Că am reușit să iau și un clean din locul în care am prins și biban. Un clean frumușel. Hai să îi dăm drumul. Bun. Super. Uite, încă unul. Alt crenuț. Da, destul de multă activitate am avut astăzi. Fugi. Da, cam asta a fost, prieten, pentru astăzi. Sincer vă zic că nu mă așteptam să avem atât de multă activitate. Am reușit să prindem destul de mulți cleni. Am avut parte de o super zi. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!